O rețea cu o modalitate incredibilă de fraudare a examenelor pentru obținerea permiselor de conducere a fost destructurată de procurorii din Brașov. Mai multe școli de șoferi din județele Brașov și Galați angajau suflări pe care îi plasau în sălile de examen, iar aceștia le ofereau răspunsurile corecte candidaților. Candidații plăteau sume uriașe pentru un permis, ajungându-se până la 5.000 de euro. Doritorii de permise se duceau la Brașov atât din țară, cât și din străinătate, special pentru examen. În ultimii 9 ani, peste 500 de candidați au pus mâna astfel pe un carnet de conducere. 6 persoane suspecte au fost puse sub control judiciar în acest dosar. În această sală de examinare din Brașov se observă cum 2 bărbați și 2 femei sunt așezați pe același rând. Procurorii spun că cele 2 femei le suflau răspunsurile bărbaților. Practic vorbim de o rețea care a început încă din anul 2013 să recruteze persoane ce voiau să-și obțină carnetul de conducere fără să parcurgă nici măcar o oră din legislație. Sumele pentru permisul obținut astfel erau cuprinse între 2.500 și 5.000 de euro. În toți acești ani, peste 500 de români și străini aveau un plan extrem de bine pus la punct. Timp de un an își obțineau viza de flotant și mai apoi se înscriau la examen. Au venit inclusiv din Anglia, din câte știu eu, cetățeni români, care au stat în Anglia. Adică aveau acte de domiciliu pe municipiul Brașov, pe județul Brașov. 3 școli de șoferi din Brașov și una din Galați sunt bănuite că au ajutat sute de candidați care apoi au ajuns să conducă pe șoselele din toată lumea. Procurorii au intrat pe fir după ce au remarcat că un număr constant de persoane, 8, se prezintă la examen și nu reușesc să-l ia. Acestea erau, de fapt, suflării. Surse din anchetă declară că școlile de șoferi recrutau, de fapt, suflorii. Aceștia, practic, cunoșteau întreaga legislație, însă se înscriau la examen doar ca să-i ajute pe candidați. Printre suflori se aflau și femei recrutate cu atenție, în special mature, care să nu dea de bănuit. Pentru fiecare candidat care punea mâna pe carnetul de conducere, primeau o parte din bani. De câteva zile, procurorii bat la ușa cursanților, dar și la școlile de șoferi vizate de anchetă. E adevărat că acești candidați ai școlii sau o parte dintre candidații școlii dumneavoastră erau asistați în acest fel la examenul teoretic pentru permisul auto, adică dacă li se suflau răspunsurile. Nu știu nimic. Dar pentru ce a venit poliția atunci? Toți vor fi aduși la audieri. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din sălile de examen sunt o probă extrem de importantă în acest dosar. Se bănuiește că rețeaua e mult mai extinsă, iar numărul celor care și-au obținut permise în acest fel ar putea fi mult mai mare.